și îndurarea ta. Sănătate viață-mi dai, zi de zi primesc, Doamne, Tatăl meu, îți mulțumesc. Depind de tine, Domnul meu, prin tot ce fac doresc să înalți numele tău. Tot ce am eu dar, primi din mâna ta, te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc. Depind de tine, Domnul meu, prin tot ce fac doresc să înalți numele tău. Tot ce am eu dar, primi din mâna ta, te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc. Cu brațul tău divin de Tată, tu mă ocrotești zi de zi mereu. Doamne Dumnezeu, de grijă-mi poți ca nimeni altul, n-ar putea nici când, Domnul meu iubit, credincios și sfânt. Depind de tine, Domnul meu, prin tot ce fac doresc să nalți numele tău. Tot ce ai un dar, primi din mâna ta, te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc. Depind de tine, Domnul meu, prin tot ce fac doresc să înalți numele tău. Tot ce ai un dar, primi din mâna ta, te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc. Atât cât voi avea suflare, te voi lăuda cu viața mea, prin purtarea mea. Calea către tine, Doamne, o voi mărturisi și-ntr-o zi în cer, tu mă vei primi. Depind de tine, Domnul meu, prin tot ce fac doresc să înalți numele tău. Tot ce ai un dar, primi din mâna ta, te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc. Depind de tine, Domnul meu, prin tot ce fac doresc să înalți numele tău. Tot ce am eu dar, primi din mâna ta, te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc. Dar tot ce ai un dar, primi din mâna ta, te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc. Ca să fie numele Tatălui, al Sfântului Duh. Amin. Amin. Mulțumim Domnului că prin îndurarea Lui, în această dimineață, suntem în casa Lui Dumnezeu la un timp binecuvântat. Ne stă înainte masa Domnului, ne stă înainte o slujbă și dorim ca prezența lui Dumnezeu să fie revărsată peste noi în această dimineață. De aceea invit poporul Domnului ca împreună să chemăm numele Domnului într-o rugăciune. Amin.
Vă invit să deschidem la pagina 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 16 până la versetul 25. Pagina Sfintele Scripturi. La Petru, la versetul 16 până la 25. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului, slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat, ci în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Amin. Invit Biserica Domnului să se reașeze. Împreună vom slăvi pe Domnul cu o cântare și dorim ca la prima slujire fratele Mitică Cota să ne slujească și Dumnezeu să-L binecuvânteze. Amin. Priveagă-ți în lume de chin și dureri, eu merg cântând pe cale. Priviscol, furtună și valuri mereu, ți-aduc azosanale. Eu te ador, te slăvesc, te măresc și spun tuturora ce mult te iubesc. Din zori până-n seară te laud mereu, trăiască Domnul. Prin valea de plângeri pășesc pașii mei și caut mângâiere. Dușmanul e tare și eu sunt prea mic, dar Domnul-mi dă putere. Te strig al meu soare să vii la ajutor, să virui cu tine furtuna și nori, să înalți tu drapelul de biluitor, trăiască țintă pe drumul spinos, prin valuri și ispiri.
știu că înainte pășește Hristos, eu merg tot înainte. Căci drumul cu spine pe zește Iisus, ne poartă și crucea așa cum a spus, apoi ne așteaptă cu drag în cer sus. Trăiască Domnul! Mai e doar puțin și-o va ajunge la mal, cu Domnul fericire. O clipă, un ceas și apoi la limar, ne așteaptă nostru mire. Căci drumul pe care atâția au plâns și lacrimea mare din ochii i-au curs, uita vom și veșnic cânta vom mereu, trăiască Domnul! Suntem într-o zi de îndurare, de har, de milă dată de Dumnezeul nostru. Să ne închinăm Lui și să ne dea El trecere, căci numai prin îndurarea Lui se bucură omul de viață. Tot prin ea suntem ceea ce suntem. Petru ne cere în dimineața aceasta să ne purtăm bine, să ne purtăm frumos, să facem ca numele Lui Dumnezeu să nu fie vorbit de rău și chiar dacă noi avem pagube, e mai bine să nu ne lăudăm doar cu reușitele, dar să se laude Dumnezeu cu noi. De ce aceasta? Pentru că ultimul verset spune așa, căci erați ca niște oi rătăcite. Aceasta este starea oricărui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu, indiferent că e sărac sau bogat, că e sănătos sau bolnav, un om fără de Dumnezeu nu are ținta pentru care a fost creat. Și orice lucru pe care îl creăm noi, dacă nu își îndeplinește scopul, nu e de folos. Dacă creăm o mașină de spălat haine și o punem în dormitor, fără să o legăm, să fie folositoare, e doar un obiect pe care ne împiedicăm. Ea trebuie să fie în debarat, trebuie să fie în baie și să funcționeze. Dumnezeu ne-a creat pentru slava și gloria Lui. Dar nu putem să ne îndeplinim această menire decât dacă ne întoarcem la El. Și nu ne vom întoarce niciodată dacă nu ne vedem cine suntem noi în realitate și nevoia de El. Oamenii vor merge în iad nu pentru că nu au știut că nu este Dumnezeu, nu pentru că nu L-au apreciat cum este El, ci pentru că nu au realizat că ei trebuie să se întoarcă. Suntem aici și mulțumim Lui că dintre noi, mare parte, ne-am întors la Dumnezeu. Dar acest verset continuă și spune așa, dar acum v-ați întors la Dumnezeu. Nu există un întors al trecutului, există un întors al prezentului permanent. Am venit să ne închinăm și ne întoarcem la Dumnezeu și în această zi. Întoarcem la El pentru că avem nevoie să ne dea starea după sfântă voia Lui. Ne întoarcem la El pentru că depindem de El și dacă își întinde El mâna satură după dorință tot ce are suflare, dar dacă nu, unul poate să aibă lacrimi și altul rămâne sec, unul poate să se bucure plin de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și altul să rămână în durerea Lui și în apăsarea Lui. Trebuie să înțelegem că orice închinare a noastră înaintea Lui Dumnezeu este un acum prezent, intrat în prezența Lui Dumnezeu. Avem acest timp de închinare la sărbătoarea care o avem astăzi aici,
Încă un har pentru noi ca în liniște și pace să stăm la masa Domnului. Încă un har pentru noi ca ușile să fie deschise și să intrăm nestânjeniți. Încă un har pentru noi ca să ne luăm familia cu noi și să venim aici. E un har și ne întoarcem la Dumnezeu și aș vrea să o facem ridicându-ne și închinându-ne Lui. Eu zic când acest Dumnezeu trebuie să fie și Domnul nostru. Am început să recitesc Biblia și m-a marcat diferența care este în Biblie în primele patru capitole și apoi începe să se stingă. Dacă veți citi primele patru capitole a Bibliei, veți găsi acolo terminologia așa de faină la toate. Domnul Dumnezeu, Domnul Dumnezeu. Nu veți găsi niciodată una fără cealaltă, ci Domnul Dumnezeu. Dar când ajunge ca Adam și Eva să se îndepărteze de el, începe să apară doar cuvântul Domnul, doar cuvântul Domnul. Mai revine el pe aici, pe acolo, dar până acolo e așa de frumos tot Domnul Dumnezeu. Suntem aici în ziua de azi și ne închinăm lui Dumnezeu. Dar închinarea noastră e valabilă dacă El este Domn. Dacă nu ne este Domn, dracii se închină. Și uneori Dumnezeu îi ascultă și pe ei, dar peste ei nu domnește Dumnezeu. Am vrea ca peste noi să domnească Dumnezeu, de aceea este un timp de închinare și aș vrea să vă dau libertatea la fiecare, să vă cercetați viața înaintea Lui și să îl acceptați să vă fie Domn și Dumnezeu și astăzi. Ne închinăm. Amin. Amin. Doamne, stăm în numele Fiului.
Invit Biserica Domnului să se reașeze. Corul va slăvi pe Dumnezeu cu o cântare și Dumnezeu să-i însoțească în cântarea de laudă. Apoi, pentru următoarea rugăciune, dorim ca Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Crișan, care ne va sluji. Fratele îmi spune că nu. Fratele Coțan se va pregăti și va da îndemnul la cea de-a doua rugăciune și Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Să fie Domnul! Mă bucur să fiu de dimineață casa de rugăciune. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am marcat din citirea pe care fratele Ade a citit-o în această dimineață lucru așa de important a vremurilor noastre din pe care le trăim, tot mai puțin oameni care nu au frică de Dumnezeu. Apostolul Petru în dimineața aceasta, cu versetul 17, spunea: cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Binecuvântat să fie Domnul! Iubită adunare, noi suntem în această dimineață în fața unor simboluri să stăm la masă cu Domnul. Și în dimineața aceasta este prima duminică din anul 2020. Prin îndurarea lui Dumnezeu suntem în adunare. El este Cel care ne-a dat viață, slăvit să fie numele Lui. Eu și familia și mulți din cei care am fost pentru o nuntă în România ne-am întors cu o situație neplăcută de o săptămână. Am încercat să mă încălzesc trupul acesta și n-am reușit. Și prin îndurarea lui Dumnezeu, de-abia ieri, am reușit să mă ridic din așternut, din pat și să mă mișc puțin. Asta este mâna lui Dumnezeu. Și am zis, dacă
voi ajunge la casa de rugăciune, știam că este cina astăzi și m-am bucurat așa de mult de dimineață când m-am trezit și am putut să mă mișc și am zis, vin la casa Domnului. Iubita adunare, vreau să recitesc din nou. Nu este la voia întâmplării. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Tu și eu avem o obligație pe pământul acesta. Dacă ai primit această chemare din partea lui Dumnezeu, să te numești copil al lui Dumnezeu, tu trebuie să fii ca și Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Cum? Să iubești pe toți oamenii. Doamne, ajută-ne! Ca și El nu vom putea să fim niciodată, dar trebuie să urmăm pe urmele pe care, pe cărarea pe care El a trasat-o. Și El a spus, dacă vreți ca lumea să cunoască că sunteți ucenicii mei, trebuie să aveți ce? Dragoste unii față de alții, Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu ne îndeamnă să trăim în pace cu toți oamenii, să iubim pe toți oamenii. Dar mai multe lucrurile acestea și mai important în viața noastră a oamenilor, am citit din Proverbe capitolul 3 cu începutul acestui an și unde Dumnezeu ne trasează acolo. Fiule, spune înțeleptul Solomon, nu uita învățăturile mele, leagă-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale, iar făcând ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, vei avea o minte sănătoasă și Dumnezeu să ne ajute. Vremurile care ne trăim, frați și surori, sunt vremuri în care Dumnezeu ne cheamă mai aproape de El și zic Dumnezeu să ne ajute. Dacă pentru anul 2019 noi am încercat să ne pocăim mai mult și a fost un an al pocăinței, să nu uitați că 2020 ar trebui să ne strângem mai mult, să ne pocăim mai mult. Pentru ce? Domnul Iisus este gata să vină, binecuvântat să fie Domnul. Și pentru ce trebuie să mă pocăiesc? În această dimineață vă îndemn să facem o rugăciune de mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Tu și eu, care n-am realizat în viața mea prea multe lucruri în privința sufletului și în privința trăirii cu Dumnezeu. În dimineața aceasta, apostolul Petru a venit înaintea noastră și ne-a spus să ne temem de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Iubita adunare, iubiți tineri, iubiți frați mai în vârstă, doresc din toată inima în anul acesta 2020 Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toată adunarea. Dumnezeu să ne dea o viață sfântă și trăită lângă El. Nu dorim altceva mai mult decât să știm căci în sfârșitul alergării noastre să ajungem la țintă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă rog să vă ridicați, cercetați de aceste cuvinte, să intrăm într-o rugăciune de mărturisire și acolo unde n-am reușit să facem multe, să cerem lui Dumnezeu putere. Amin.
Paragal domina din...
Invit Biserica Domnului să se reașeze, cântăm spre slava Domnului și vom mai face încă o rugăciune. Marea vieții eu trecut am grele încercări. Când necazul s-a ivit, Domnul el m-a smerit mai mult. În singurătatea grea plângea inima mea din încercarea grea, chiar el, brațul său mântuitor, m-a ridicat din valul greu. Sufletul el mi-a salvat din marea de salvat din marea de păcat. Când spre Domnul am strigat, din val m-a ridicat, chiar el. Valul mării furios, Domnul a liniștit pe loc. Câte zile voi avea, în toate-l voi lăuda pe el. El m-a scos cu mâna sa
din încercarea grea. Chiar e câte zile voi avea, în toate-l voi lăuda. Scos cu mâna sa din încercarea grea. Înainte această rugăciune în care biserica o Domnului obișnuiește să roage pentru cei care... Prima cântare cu care am început, mesajul central al ei a fost acesta. E extraordinar să știi că atunci când treci prin necazuri, când ești bucuros, când ești sănătos, când ai de toate din belșug, depinzi de Dumnezeu. Noi ca și copii ai Lui depindem doar de El. O recunoaștem, o spunem în cântare, vom spune peste câteva momente în rugăciune, că depindem de Dumnezeu și avem nevoie de ajutorul Lui. Am citit acest pasaj al Scripturilor, vă rog să mă îngăduiți câteva gânduri și vom veni înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune. Gândul predominant pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră este acesta, atitudine. Am citit acest pasaj al Scripturilor și dacă vă veți uita atent în pasajul acesta, veți vedea că Apostolul Petru ne îndeamnă să avem atitudini corespunzătoare. A fost anul trecut un an în care, cu siguranță, dacă te vei cerceta și dacă eu mă voi cerceta, voi fi sincer cu dumneavoastră și cu Dumnezeu că am avut atitudini nepotrivite. Și aceste atitudini nepotrivite pot fi atitudini de la om la om, o atitudine nepotrivită. Poate fi o atitudine față de Dumnezeu, o atitudine nepotrivită. Și aș dori în cel de-al treilea gând să privim la atitudinea lui Dumnezeu față de noi. Atitudine om la om, atitudine om către Dumnezeu și atitudinea lui Dumnezeu către noi. Nu mi s-a dat să citesc un asemenea bilet, neștiind ce va veni. Îngăduiți-mi să vă citesc și veți înțelege. Aș vrea azi, înainte de a sta la masa Domnului, să-mi cer iertare în fața bisericii și a Domnului de la fratele păstor Dorin, pentru că atunci când treceam prin grele încercări și depresie, am avut o atitudine necorespunzătoare. Domnul vrea să ne respectăm și să ascultăm de păstori. Te rog să mă ierți, frate păstor Dorin. Semnează Amalia Muntean. Cum privește Dumnezeu din cer atitudinea acestei stori? Eu cred că cerul întreg se bucură. Biserica Domnului învață și va avea o atitudine corectă în viitor, chiar și atunci când falimentăm. Ce atitudine ai tu în suferință, că este vorba despre rugăciunea față de cauze? Și dacă eu nu voi avea o atitudine corespunzătoare față de suferința prin care trec, te întreb eu, crezi tu că biserica Domnului față de tine va avea o atitudine corespunzătoare? Sau pot eu să pretind bisericii să aibă o atitudine corespunzătoare față de suferința mea? Vă dau un prim exemplu.
Ce fel de atitudine pot eu ca om să am în suferință? Și din păcate ne remarcăm aproape toți aici. Cârtim înaintea lui Dumnezeu. Și spunem, Doamne, dar de ce mie? Doamne, dar de ce eu? Doamne, dar ce-am făcut? Oameni buni, dacă Dumnezeu apasă mâna Lui peste noi, fie că merităm, fie că nu merităm, este o dovadă a dragostei Lui Dumnezeu pentru noi. Să presupunem că merităm și care de aici n-am meritat ca mâna Lui Dumnezeu să apese asupra noastră. Știți ce spune Sfânta Scriptură în Evrei? Dumnezeu mustră și pedepsește pe acela pe care îl iubește și îl privește. Privește suferința, dragul meu, ca o dovadă a dragostei lui Dumnezeu față de tine. S-ar prea putea, dacă nu intervine mâna lui Dumnezeu, să te apese și să te strângă, să-ți vezi de drumul tău. Dar Dumnezeu, prin suferință, ascultați bine ce vă spun, de cele mai multe ori încearcă un lucru, să modifice atitudinea față de El și față de semeni. O altă atitudine pe care noi o putem avea vis-a-vis de suferința celor de lângă noi este indiferența. Era cel căzut între tâlhari, l-a văzut preotul, l-a văzut levitul și ne spune Sfânta Scriptură că au trecut înainte pe alături. O altă atitudine în suferință este batjocura. Nu doar că ești indiferent și treci, te uiți la cel care trece prin suferință și tu îl batjocorești. Avem exemplu suprem a Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, neprihănitul Sfântul lui Dumnezeu, stând pe cruce pentru mine și pentru dumneavoastră. Vă rog, spuneți-mi care a fost atitudinea mulțimii în general față de Hristos Domnul. Bat jocură cu toate acestea în suferința Lui, în bat jocura Lui. Hristos a rostit rugăciune pentru cei care îl bat jocureau. Și în cel de-al treilea rând, și voi strânge și mai mult, o atitudine pe care Dumnezeu o dorește de la mine, să o am față de suferințele celor de lângă noi. Și o dorește și de la dumneavoastră. Și această atitudine este atitudinea Lui. Este o atitudine de compasiune. Vă rog frumos, priviți atent la viața și la slujirea Domnului Iisus Hristos. Nu știu cum se face că acolo unde era un bolnav, era prezent Iisus. Erau cei 10 care erau bolnavi de lepră și au strigat: Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de noi. S-a oprit în dreptul lor, le-a oferit vindecarea. A strigat Zacheu, mă scuzați, a strigat orbul Bartimeu: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Și se oprește Domnul Iisus Hristos în dreptul lui și spune: măi, omule bun, tu mi-ai spus la modul general că vrei milă, dar concret, tu ce vrei? Și vezi că sunt orb, am nevoie de vedere. Dragul meu, fiecare dintre noi avem nevoie de mila lui Dumnezeu, eu am nevoie, tu ai nevoie, frații noștri de aici au nevoie. Să spunem concret lui Dumnezeu: Doamne, aici doresc să intervii și să lucrez. Invit Biserica Domnului să se ridice în picioare. Voi citi biletele acestea și haideți să arătăm compasiune și milă. Și nu doar să spunem sau să arătăm o mimică că ne este milă, să facem ceva, să stăm în rugăciune și Dumnezeu să ne asculte. Vă rog să vă rugați pentru o soră tânără pe nume Tabita, care se luptă cu anxietatea, atacuri de panică și depresie, ca Dumnezeu să se atingă de ea, să o elibereze. Vă mulțumim, sora Claudia, și Domnul să aibă milă.
Dragă biserică, vă rugăm să vă rugați pentru micuțul Elisei care este bolnav în spital. Dumnezeu să aibă milă și de Elisei. Dragă biserică, să ne rugăm pentru Andreea care are mari dureri la picior. Vă mulțumesc. Domnul să aibă milă. Sunt însărcinată și am ceva probleme la inimă și cu sarcina. Vă rog să vă rugați și pentru mine, ca Domnul să mă atingă cu vindecarea Lui, sora Laura. Cum, frați și surori, cerem sprijin în rugăciune pentru o familie pe care diavolul se luptă cu mare putere să o despartă. Acest soț este pregătit să-și părăsească familia. Totdeauna când te desparți și te deslipești de cineva, vrei să te alipești de altcineva. Produce mare durere soției, copiilor. Soția plânge, postește și așteaptă intervenția Domnului. Haideți și noi ca biserică să simțim cu aceste cauze, să venim înaintea lui Dumnezeu, să-L rugăm pe Dumnezeu și eu cred că Dumnezeu este acela care poate interveni. Avem cauzele afișate, nu le mai citesc. Doresc să mai anunț trei direcții în care invit Biserica Domnului să se roage. Haideți să ne rugăm pentru fratele Viorel Albuț. Este în spital și are nevoie de mâna bună a lui Dumnezeu să-L atingă. Să ne rugăm pentru o consătiană de-a mea bolneavă de cancer, Coti. Singurul care poate interveni este Dumnezeu. Să-i dea în primul rând mântuire și apoi să-i vindece și trupul. Astăzi a venit o familie la ungere. Sora Mădălina Sima are nevoie de atingerea lui Dumnezeu pentru viața ei. Dumnezeu să-i dea binecuvântarea Lui, să-i dea sănătate și așa cum au spus, să le dea și un copil. Dragilor, știu că Biserica Domnului mai are nevoie, mai are cauze în rugăciune. Printr-o ridicare de mână, nu vă sfiți și veniți înaintea lui Dumnezeu. Și cel care vede atitudinea cu care vii înaintea Lui va avea o atitudine de milă și va răspunde, amin.
Vă rog să ne luăm un timp în care să ne binecuvântăm unul pe celălalt. Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Domnului din Elim. Amin. Invit Biserica Domnului să se reașeze. Dorim corul bisericii să se pregătească cu o cântare spre slava lui Dumnezeu, apoi împreună cu toată biserica slăvim pe Domnul cu o cântare. După cântarea în comun, sora Lavinia Stan are o cântare spre slava lui Dumnezeu. În timpul acestor puncte ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar înainte de toate acestea, doresc ca Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Daniel Vlad, care ne va aduce anunțurile. Slăvit să fie Domnul, căci ascultă rugăciunea. Vreau să continuăm să ne rugăm pentru fratele Viorel Albus, pentru cauzele care s-au amintit. Joi dimineața, fratele Viorel s-a spart o venă la ochi din cauza tensiunii mari care mi-a spus miercuri să ne rugăm pentru el. Era seara de urgență, a fost dus cu salvarea la spital și sunt în investigație. Aș vrea să ne rugăm pentru el ca Domnul să-l întărească, să-i dea putere. Aș vrea câteva anunțuri pentru săptămâna care ne stă în față și pentru luna care ne stă în față. Mâine tinerii vor începe în formă, în forță, seara de tineret, cu puteri noi, gânduri noi, un curaj nou și ne rugăm ca Domnul să-i întărească, să-i binecuvinteze, ca în anul acesta să fie tineri care să slujească din toată inima pe Dumnezeu. Data de 17-18, așa după cum am anunțat la sfârșitul lunii trecute, vom avea o, dacă pot să o numesc așa, o tabără de o zi a adolescenților, data de 17 și 18 ianuarie, vineri seara, începând cu ora 7, și sâmbătă dimineața, începând cu ora 10, unde toți adolescenții, între 13 și 17 ani, până în 18 ani, sunt rugați să fie prezenți la biserică, unde vom avea și un frate invitat, fratele Tică Ulici, în care vom putea să stăm de vorbă cu ei, să ne sfătuim, să învățăm, să le răspundem întrebărilor la care ei, pe care ei le au. Așa că vă rog, părinți, tineri care sunteți anunțați și celelalte biserici, ca să fim toți împreună în aceste două zile și Domnul să binecuvinteze și lucrarea aceasta. Iar începând din data de 28 ianuarie, marți, seara vom avea stăruință în casa Domnului, marți, miercuri, joi, vineri, până la sfârșitul săptămânii și ne rugăm ca Domnul să dea har, să dea binecuvântare și să toarne din Duhul Său cel Sfânt peste toți cei care îl vor cere și vor fi cu inima sinceră și Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Amin.
din clipa când te-am primit, Domnul meu, te-ai liniștit sufletul. Tu mi-ai schimbat toată viața într-o zi, tu m-ai făcut fericit. Din clipa când te-am primit, Domnul meu, te-ai liniștit sufletul. Tu mi-ai schimbat toată viața într-o zi, tu m-ai făcut. Domnul meu, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat, pentru că mi-ai dat viață, pentru că m-ai luminat. O, Domnul meu, mă încred în tine, zi de zi simt iubirea, voia ta vreau să o fac tot mereu. Pentru că m-ai luminat, o, Domnul meu, mă cred în tine, zi de zi simt iubirea, voia ta vreau să o fac tot mereu. Din clipa când ți-am primit, Domnul meu, mi-ai liniștit sufletul. Prin harul tău m-ai salvat de păcat, tu m-ai făcut fericit. Din clipa când te-am primit, Domnul meu, mi-ai liniștit sufletul. Prin harul tău salvat de păcat, tu m-ai făcut fericit. Domnul meu, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat, pentru că mi-ai dat viață, pentru că m-ai luminat. O, Domnul meu, mă cred în tine, zi de zi simt iubirea, voia ta vreau să fac tot mereu. Domnul meu, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat, pentru că mi-ai dat viață, pentru că m-ai luminat. O, Domnul meu, mă cred în tine, zi de zi simt iubirea, voia ta vreau să o fac tot mereu. Domnul meu, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat, pentru că mi-ai dat viață, pentru că m-ai luminat. O, Domnul meu, mă încred în tine, zi de zi simt iubirea, voia ta să o fac tot
Cireșul vieții, în goana după vânt, sub umbrele tristeții, stau deseori și plâng. Atâta frământare și zbucium zi de zi, ce rostoare mai are și când ne vom opri? Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Opriți-vă, așa răsună azi cuvântul său. Degeaba vă treziți de dimineață, degeaba vă culcați târzii, de nu zidește Domnul o casă, totul este gol și pustiu. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Opriți-vă, așa răsună azi cuvântul său. Degeaba vă treziți de dimineață, degeaba vă culcați târzii, de nu zidește Domnul o casă, totul este gol și pustiu. În goana după nimeni, în goana după nimic, bătrân dar și cei tineri, i-auzi mereu cum zic. Ce rost mai are viața, nimic nu are sens, doar Iisus e speranță și pace în El găsesc. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Opriți-vă, așa răsună azi cuvântul său. Degeaba vă treziți de dimineață, degeaba vă culcați târzii, de nu zidește Domnul o casă, totul este gol și pustiu. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Opriți-vă, așa răsună azi cuvântul său. Degeaba vă treziți de dimineață, degeaba vă culcați târzii, de nu zidește Domnul o casă, totul este gol și pustiu. Binecuvânteze! Apreciem dorința de slujire a celor care s-au înscris pentru a face o slujbă în casa lui Dumnezeu. Suntem limitați în timp, cu îngăduința dumneavoastră va cânta doar corul bisericii și ascultați bine ce vă spun. Știu că sunt situații în care poate vrei să slujești, nu ești pus și s-ar putea să apară acea frustrare lăuntrică. Spun ceva și veți vedea că am dreptate. Așteptați rândul și veți vedea că la vremea potrivită veți avea posibilitatea să slujiți. Poate te întrebi, eu mă rog și aștept și sunt frustrat că nu-mi vine rândul. Ascultă-mă bine ce-ți spun. Vine rândul când Dumnezeu îți va răspunde și rugăciunii dumitale. Și fiți atenți ce voi citi acum. Familia Todoran mulțumește Domnului și Bisericii pentru sprijinul în rugăciune, pentru nepotul nostru. Domnul s-a îndurat de el. A trecut cu bine peste operație și acum este acasă. S-a rugat, a așteptat și le-a venit rândul. Haideți și noi în toate să facem așa, să ne rugăm, să așteptăm și ne va veni și rândul nostru. Și după cântarea corului, doresc ca Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Vasile Timșac, care va avea cuvântul de învățătură pentru noi și Domnul să-l umple cu Duhul Sfânt și nouă să ne dea poftă după cuvânt și dorință de împlinire. Amin.
Să ne ridicăm înaintea Domnului și să deschidem Cartea Sfântă la pagina 725. Voi da citire din capitolul 53, două versete, citându-l pe profetul Isaia, versetul 10 și versetul 11. Cartea profetului Isaia, capitolul 53, de la versetul 10 la versetul 11. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Amin. Vă invit să vă așezați. Mulțumim Domnului care până aici a fost de partea noastră. Dumnezeu m-a călăuzit ca să citesc acest cuvânt în această zi, ținând cont de sărbătoarea bisericii pe care o avem, adică cina Domnului, și este prima duminică din anul acesta. Sărbăm această sărbătoare care este a bisericii, a creștinilor, a celor care cred în Hristos, a cei care practică credința în Domnul Iisus Hristos. Vrem în această zi să stăm înaintea lui Dumnezeu și înaintea cuvântului Său și cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească. De ce? Pentru că noi oamenii de multe ori încercăm să ne pregătim într-un fel sau altul și de multe ori ieșim la mal, dar este atât de frumos când ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care vorbește inimilor noastre, pentru că El vede nevoia noastră. Am sărbătorit zilele acestea sărbătoarea întrupării Domnului nostru Iisus Hristos și am văzut necesitatea întrupării Domnului Iisus Hristos pe acest pământ. Se leagă atât de bine de textul acesta, pentru că dacă privim în Sfânta Scriptură, în Genesa, în capitolul 3, versetul 15, cred că aminteam acest cuvânt zilele care au trecut, cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos, vedem acolo că Dumnezeu, din pricina căderii omului în păcat, a hotărât să răscumpere pe om, să plătească prețul păcatului și să răscumpere pe om, să-l pună din nou în poziția de unde a decăzut. Și vorbește Domnul și profețește cuvântul Domnului în capitolul 3, Genesa 15. Și apoi, la un moment dat, dacă ne uităm în cartea Exod, în capitolul 12, versetul 15, acolo Dumnezeu vorbește și spune, atunci când îl scoate pe poporul Israel din Egipt, hotărăște să facă o zi, să facă o zi de eliberare pentru poporul lui Israel. Și acolo Dumnezeu detailează și hotărăște niște lucruri foarte clare, foarte precise, vorbește poporul Israel și spune astfel, ca în ziua ieșirii din Egipt, din Canaan, când Dumnezeu a hotărât să scoată pe poporul Israel și să-l ducă în Canaanul pământesc, să-l elibereze de robia egipteană, dă niște dă niște detalii foarte clare, precise, cu privire la felul cum va elibera Dumnezeu pe poporul Israel. Și spune să pregătească un miel care să fie de un an și să fie fără cusur, adică fără meleag, sau cum se spune cuvântul acesta, fără cusur să nu fie nici chiop, să nu fie bolnav, ci să fie fără cusur. Adică făcea apel la ceea ce trebuia să se întâmple cu mii de ani după aceea la Iisus Hristos, care spune că Iisus Hristos a venit să răscumpere omenirea din păcat. Dar El a fost fără păcat, pentru că El însuși era Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, ne uităm atunci când Dumnezeu îi spune lui Avram să îl jertfească, să aducă ca jertfă pe Isaac lui Dumnezeu. Atunci era vorba tot despre un miel și spune cuvântul Domnului că mielul
A fost întrebat Avram de fiul său Isaac, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Dacă atunci se vorbea unde este mielul, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Ioan, găsim un cuvânt pe care Ioan Botezătorul îl vorbește în capitolul 1, în versetul 29, le spune ucenicilor și spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci dacă în Vechiul Testament se făcea apel la un miel care trebuia să vină, Ioan îl vede pe Domnul Iisus Hristos și spune: iată mielul lui Dumnezeu. Și nu uităm, în cartea Apocalipsa, în capitolul 5, în versetul 6, ne spune cuvântul Domnului că apostolul iubirii Ioan îl vede și spune: și la mijloc, între scaunul domniei și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat și avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Cu un verset doar înainte spune cuvântul Domnului: leul din simenția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă acea carte cu cele șapte pecezi. Deci dacă în Vechiul Testament se vorbea despre un miel care trebuia să vină, Ioan îl vede că mielul a venit. În Apocalipsa îl privim pe miel care era junghiat, adică era junghiat pentru păcatele noastre, dar a biruit. Și spune cuvântul Domnului tot în Apocalipsa că ei l-au biruit prin sângele mielului. Deci jertfa Domnului Iisus Hristos a fost valabilă. Dacă Paștele evreilor făcea referire la această jertfă a Domnului Iisus Hristos pentru eliberarea omului din păcat, s-a împlinit acest cuvânt pentru că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lumea noastră ca să moară pentru noi, ca noi să avem viață. Slăvit să fie numele Domnului! Întorcându-ne la textul pe care l-am citit, aș vrea în această zi, cu ajutorul Domnului, să vorbesc și să-mi intitulez scurtul mesaj din această zi: jertfa lui Iisus mai mult decât plata pentru păcatul omenirii. Jertfa lui Iisus mai mult decât plata pentru păcatul omenirii. Și o să vedem câțiva pași, câteva lucruri foarte importante. Îmi cer scuze dacă nu voi fi probabil la înălțimea dumneavoastră, sunt bolnav, dimineață chiar credeam că nu voi putea să predic, dar mulțumesc Domnului care m-a întărit și mă rog ca El să mă călăuzească, să mă întărească, ca să fiu de folos dumneavoastră și lucrării lui Dumnezeu. Domnul să ne călăuzească pe fiecare unul dintre noi. Am vrea să vedem câteva lucruri foarte importante. De ce jertfa Domnului Iisus Hristos? Și m-am inspirat pentru acest titlu, dacă vedeți, în versetul 10, primele cuvinte spune așa: Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viață ca jertfa pentru păcat. Deci ea, m-am uitat și am crezut și cred de cuviință că mai mult decât jertfă pentru păcat, Domnul Iisus Hristos a urmărit și a realizat, a produs câteva lucruri foarte importante. Și împreună să le urmărim, primul lucru foarte important spune, în continuarea acestui verset 10 spune că va vedea o sămânță de urmași. Jertfa Domnului Iisus Hristos a realizat oameni, un popor care să-L urmeze. Uitându-ne la cuvântul acesta, bineînțeles, am vrea ca împreună să privim care sunt oamenii care pot fi numiți sau care sunt oamenii care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Îmi place foarte mult să caut aceste lucruri în Sfânta Scriptură și împreună haideți să vedem oamenii care sunt sau cum sunt oamenii care îl urmează pe Hristos. Să deschidem împreună Sfânta Scriptură și să vedem chiar din gura Domnului Iisus Hristos în capitolul 9, Evanghelia după Luca. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos se adresează în versetul 23, capitolul 9, versetul 23 și spune astfel: apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Simplu,
trei lucruri foarte importante. O să le vedem, o să ne uităm împreună la ele și cred că o să ne învățăm din aceste lucruri. Putem să ne cercetăm fiecare dacă chiar suntem în urma Domnului Iisus Hristos. Dacă suntem oameni care îl urmăm, pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Împreună, haideți să vedem. Primul lucru, oamenii care îl urmează, trebuie neapărat să fie oamenii care s-au lepădat de ei. Adică, prioritatea în viața lor să fie Hristos. Haideți împreună să vedem cum sunt oamenii care se leapădă de ei, de păcat. Ne uităm în Sfânta Scriptură, bineînțeles că nu voi citi fiecare verset din Sfânta Scriptură, dar dumneavoastră puteți să urmăriți și vă veți da seama și noi fiecare, unul din locul acesta ne putem vedea, ne putem identifica, să vedem dacă suntem noi oameni care îl urmăm cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos. Că s-ar putea să fim ani întregi în biserică și să ne placă cântarea, să ne placă să facem și o activitate socială sau altceva, să-L slujim pe Dumnezeu și să ne gândim că-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Dar Sfânta Scriptură ne spune, haideți să vedem primul lucru foarte important, ne uităm în Sfânta Scriptură, în capitolul pe care fratele Adi l-a citit astăzi, în 1-a carte a lui Petru, capitolul 2. Acolo apostolul Petru vorbește atât de frumos și el vorbește clar în versetul 1. Lepădați, dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevitire. Și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duminicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Nici răutate, nici vecleșug, nici prefăcătorie, nici pismă, nici clevetire n-au oamenii care îl urmează pe Hristos. Domnul să ne ajute! Să fim oameni care să fim curați, sfinți, fără clevetire, fără răutate, fără pismă. Dacă sunt aceste lucruri, Domnul să ne ajute în viața noastră să ne pocăim. Amin. Hai să vedem un alt lucru foarte important. Ne uităm în cartea Efeseni, în capitolul 4, în versetul 22. Împreună să urmărim și, cum spuneam, nu voi citi fiecare verset, dar vom da citire la câteva ca să putem să ne ajungă și timpul. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și în sfințenie pe care o dă adevărul. Putem continua mai departe. De aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună apropiului său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să ne apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Urmașii lui Hristos, oamenii care îl urmează pe Hristos, nu trebuie să aibă lucruri negative în viața lor. Domnul să ne ajute la acest lucru. Probabil ne-am gândit, dar nu este unul, este adevărat. Unul dintre noi nu este ca să fie astfel, dar este una că vrei să fii curat și vrei să-L urmezi pe Iisus și alta e să trăiești într-un astfel de păcat. Ne uităm un alt cuvânt al Domnului. Ne spune în Coloseni capitolul 3, în versetul 7 până la versetul 9, apostolul Pavel vorbește acolo Coloseniul și spune: din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate.
Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unui pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Ei, urmașii lui Hristos nu trebuie să aibă astfel de fapte. Nu trebuie să aibă răutate, pismă, clevetire. Lucrurile acestea n-ar trebui și nu trebuie să caracterizeze un om care îl urmează pe Hristos. N-o spun eu și îmi place lucrul ăsta că n-o spun eu. Și o spune Sfânta Scriptură. Așa cum o spun dumneavoastră, îmi asum și eu toate aceste lucruri. Domnul să ne ajute. Haideți să vedem un alt lucru. Dacă vreți, ne găsim scris în cuvântul Domnului, în cartea a doua a Corintenilor, capitolul 5, în versetul 15, apostolul Pavel se adresează acolo și el spune: și el, Hristos, a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Dragilor, ascultați-mă! Domnul Dumnezeu a dat pentru noi ce a fost mai scump, pe Domnul Iisus Hristos. El a murit, a plătit păcatul omenirii, celor care cred în El. Ne-a făcut curați, sfânți, s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Și jertfa Lui a fost primită. Sângele Lui are putere să spele, să ierte. Odată ce ești spălat, odată ce te-ai încolonat în spatele lui Iisus, odată ce prioritățile din viața ta s-au schimbat și trăiești pentru Hristos și vrei să ajungi în cer, nu mai are rost, cum spun unii frați, să cochetezi cu păcatul. Nu mai are rost să ne înșelăm pe noi înșine și să trăim cum vrei, ci Bunul Dumnezeu să ne ajute să fim cu adevărat urmașa lui Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Apoi, haideți să vedem un alt lucru foarte important pe care l-am citit, pe care spune Domnul Iisus Hristos un al doilea lucru, ce ar trebui și cum ar trebui să fie un urmaș al crucii lui Hristos. Ne spune cuvântul Domnului să-și ia crucea în fiecare zi. Să-și ia crucea. Eu cred că urmașii lui Hristos trebuie să fie purtător ai crucii. Dar ce cruce? Uitați-vă dumneavoastră, sunt mulți oameni care își hrănesc conștiința și își liniștesc prin faptul purtând o cruce de aur, de argint, de lemn, pe mână, pe gât, pe undeva, și așa îți hrănesc conștiința și spune destul. Domnul a spus să ne purtăm crucea. Oare aceasta să fie? Să fie lucrul ăsta, așa, la asta vrea să se refere. În niciun caz. Uitați-vă un alt lucru important, ce gândesc creștinii practicanți. Ei spun așa, când ai o nenorocire în viață, când ai un necaz, când ai o boală, când ai o suferință în viață, spune, asta mi-e crucea. Oare asta să fie? Știți ce spune Domnul Iisus Hristos? Uitați-vă, dacă voiește cineva, pentru că boala că nu ai, ți-e impusă, adică ți-e dăruită, ți-e îngăduită, pe când vrei să porți crucea, spune că dacă voiești cineva, deci aici ai voluntarism, deci dacă vrei să o porți, o porți, dar dacă nu vrei să o porți, nu porți. Haideți să vedem câteva lucruri, ce înseamnă a purta crucea lui Hristos. Și o să vedeți dumneavoastră, o să vă citesc un cuvânt al lui Dumnezeu care îl vorbește Domnul Iisus Hristos. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, crucea poate însemna o predare de bunăvoie a sluji pe Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, în versetul 17 și 18, uitați-vă ce spune. Tatăl mă iubește, că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am puterea să o dau și am puterea să o iau iar. Și aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Domnul Iisus Hristos spune că și-a purtat crucea. Dar tu și eu, noi nu suntem obligați. Spune că cine voiește. De aceea tu nu te poți dezvinovăți, nici eu, pe calea Domnului, că trăiesc în păcat.
Pentru că nimeni nu te-a forțat. Domnul Dumnezeu în Vechiul Testament vorbea poporului Israel și le spunea: alege moartea sau viața, binecuvântarea sau blestemul. Diavolul, din contră, el este mai obraznic. El te împinge, îți creează astfel de situații în care să pici în păcat. Pe când Dumnezeu spune, dacă cineva voiește și dacă voiești să iei crucea lui Hristos, atunci va trebui să-L slujești pe Dumnezeu propria inițiativă. Nu trebuie să te forțeze nimeni să faci milostenie. Nu trebuie nimeni să umble în buzunarul tău să faci ceva pentru Domnul. Nimeni nu trebuie să te oblige ca să ții o zi de post. Slujirea este benevolă. Domnul să ne ajute să putem înțelege și lucrul acesta. Apoi, uitați-vă, crucea, ea poate însemna și ură din partea lumii. Știți dumneavoastră? Ne spune cuvântul Domnului atunci când citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, versetul 18 și 19. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului acolo. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Păi de ce? Da? Nu vi s-a întâmplat să vă aflați în astfel de situații când cineva să vă, mă rog, dezonoreze, cineva să se uită într-un fel așa de sus la dumneavoastră, să râde de dumneavoastră pentru că sunteți pucăit de la închis, aveți așa pe ochi, nu vedeți în stânga, în dreapta, numai în față, nu v-a spus nimeni că ați luat o razna să vă petreceți zile întregi în casa lui Dumnezeu? Nu v-a spus nimeni că ați luat o razna să nu vă distrați, să nu beți un pahar de vin? Nu v-a spus nimeni că ați luat-o în razna, că sunteți oamenii ăia închiși care nu vă bucurați de viață? Bă, da! Nu vi s-a spus niciodată, nu v-a înjurat, nu v-a spus urât cineva că ne-a spus că e păcat atunci când păcătuia? Sau să-i spui, ce-o pățit Ioan Botezătorul când i-a spus la Irod? Ce i-a spus? Ce s-a întâmplat? I s-a tăiat capul, pentru că oamenilor nu le place să le spui de păcat. Dar cei care vor să-L urmeze pe Iisus, trebuie să spună, trebuie să trăiască o astfel de viață. Domnul să ne binecuvinteze și să înțeleagă că nu este o noutate. Pentru că suntem urâți sau oamenii se uită la noi într-un fel sau altul și ne vorbesc și pe Domnul Iisus Hristos l-a urât. Domnul să ne ajute să putem înțelege și acest lucru. Apoi, uitați-vă dumneavoastră, crucea mai poate însemna și suferință. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în cartea 1 Ioan, în capitolul 3, în versetul 16, acolo Apostolul Iubirii vorbește astfel și spune: noi am cunoscut dragostea Lui prin aceasta, că El și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Nu te obligă nimeni, dar odată ce zici, Doamne, te voi urma până la moarte, păi asta face parte din viața celui care urmează pe Hristos. Domnul ne-a iubit și a dat viața. Și ne spune că noi trebuie să iubim pe frați și să ne dăm viața pentru frați. Mă rog, să cercetăm fiecare. Nu trebuie să ridicăm nici mâna, dar avem în această dimineață harul să auzim acest cuvânt și avem harul să ne cercetăm. Dacă probabil am fost repetenți la acestea, este anul care ne stă în fața, anul 2020. Să o facem cu dragoste, să înțelegem că pentru a purta crucea lui Hristos înseamnă a ne iubi aproapele, înseamnă a ne iubi frați, înseamnă că trebuie să răbdăm. Chiar dacă de multe ori ne este greu, Domnul să ne binecuvinteze. Apoi, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, crucea înseamnă moarte, ne uităm în Filipeni capitolul 2, în versetul 8. Iar apoi, ca să concluzionez ce înseamnă a purta crucea, oamenii care va fi răsplătirea lor, oamenii care
felul cum au purtat crucea. Ne spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, împreună să urmărim, pentru că este, cum văd, foarte important, în versetul 31. Acolo Domnul Iisus Hristos vorbește despre judecata viitoare. Și în versetul 33 spune, și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit la mine. Știți cine sunt oamenii ăștia? Cei care au purtat crucea lui Iisus. A ajutat pe cineva, a dat mâncare unui flămân, a dat mâncare cuiva care n-are ce mânca, înseamnă ați purta crucea lui Hristos. A vizitat pe cineva care este în închisoare din pricina numelui lui Hristos, înseamnă ați purta crucea lui Hristos. Ia uitați-vă dumneavoastră, rezervați-vă o oră pe zi, cei care lucrați, cei care munciți, să vă duceți să faceți o lucrare. Personal, când am o întâlnire undeva, îmi programez cu săptămâni și poate chiar cu luni de zile, ca să am în același moment pe care l-am hotărât să mă duc să fiu la acea reuniune sau la acea întâlnire, la o consultație la un medic. Ne luăm întâlniri cu luni, probabil, cu săptămâni. Și în acel moment implică, dacă vreți, și pierderi de multe ori. Pierzi o zi de lucru, nu? De lucru, nu? 100 de euro sau poate 100 și ceva. Acea zi, probabil, este o zi care nu-ți convine. Dar atunci când trebuie să te duci să vizitezi un flămând, trebuie odată să-ți rezervi timpul, apoi trebuie să scoți bani din buzunar, să te duci la magazin să cumperi de mâncare. Ei, uitați-vă dumneavoastră, asta este atribuită oamenilor care poartă crucea lui Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea putere pe fiecăruia ca să purtăm crucea lui Hristos. Și apoi spune că această cruce, ne vorbește Domnul Iisus Hristos, nu o poți purta când vrei. Nu o poți lua doar când te duci la biserică. Nu o poți lua doar atunci când ai timp. Doar atunci când îți programezi, ci spune că această cruce, urmașii lui Hristos trebuie să o poarte în fiecare zi. Domnul să ne ajute la acest lucru, să fim oameni care să-L urmăm pe Hristos, să fim acei oameni care să ne lepădăm de viața noastră, de trăirea noastră în păcat, să ne lepădăm de lucrurile care n-ar trebui să ne caracterizeze rele ale lumii acesteia și apoi să fim oameni care să purtăm crucea lui Hristos. Și apoi să nu uităm că această cruce trebuie purtată în fiecare zi. Toate aceste lucruri, Domnul Dumnezeu să ne ajute. Haideți să vedem un alt lucru, de ce jertfa lui Iisus este mai mult decât plata pentru păcat. Ne spune cuvântul Domnului atunci când ne uităm, tot aici spune că este mai mult decât un păcat, pentru că jertfa Domnului Iisus Hristos a adus rod. Nu voi rămânea mult pentru că timpul este foarte înaintat, dar vă voi da două, trei referințe din Sfânta Scriptură ca să puteți înțelege de ce jertfa Domnului Iisus Hristos este mai mult decât plata pentru păcat și jertfa aceasta este un rezultat al rodului pe care l-a adus lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în Apocalipsa, în capitolul 14, în versetul 4, acolo vorbește cuvântul Domnului și spune astfel. Ei, dacă putem să citim de la versetul 3, cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fusese răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, ci sunt perguri și urmează pe mielor unde merge. Ei au fost răscumpărați dintr-o oameni ca cel din tăi rod pentru Dumnezeu și pentru mieri. Jertfa Domnului Iisus Hristos era mai mult decât plată pentru păcat, răscumpărarea omului.
este rodul acestei jertfe. E, acolo când vorbește Sfânta Scriptură despre acei 144, spune că ei erau primul rod. Dar dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vom înțelege că noi toți care ne aflăm și care credem în Domnul Iisus Hristos suntem rodul suferinței jertfei din dealul Golgotei. Slăvit să fie numele Domnului! Apoi un alt lucru foarte important, să ne uităm un alt rezultat al rodului jertfei, ne uităm în Sfânta Scriptură și ne uităm în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, în versetul 7, Domnul Iisus Hristos vorbește acolo despre Duhul Sfânt și El spune în felul următor: totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc? Căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Duhul Sfânt este rodul morții, este rodul jertfei Domnului Iisus Hristos. Duhul Sfânt a fost turnat în urma jertfei, în urma morții lui Iisus Hristos. Și ca să înțelegem mai bine acest verset, vom citi pe Apostolul Pavel în cartea Efeseni, în capitolul 8, de la versetul 8 la 10, acolo Apostolul Pavel se adresează efesenilor și spune astfel: de aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit ce înseamnă decât că înainte se coborose în părțile de jos, mai de jos ale pământului. Adică înainte ca să primească biserica roada, să primească darurile Duhului Sfânt, trebuia ca Hristos să moară, să se ducă în adâncul pământului. De aceea noi astăzi ne putem bucura unii de alții. De aceea noi astăzi putem auzi cuvântul profetic din partea lui Dumnezeu. De aceea astăzi putem auzi cântări din partea lui Dumnezeu. De aceea putem găsi astăzi oameni care sunt însoțiți de Duhul lui Dumnezeu, prin care primim mângâiere, învățătură, mustrare. Slăvit să fie numele Domnului! Duhul lui Dumnezeu este rodul suferinței Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului! Și apoi, un alt lucru foarte important cu care mă voi duce fugitiv spre încheiere, ne spune că jertfa lui Iisus este mai mult decât plata pentru păcatul omenirii. Ne spune cuvântul Domnului că El a schimbat oameni ca să trăiască după voia lui Dumnezeu. Așa ne spune Isaia când vorbește ultima parte, spune că El va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Jertfa Domnului Iisus Hristos pune oameni care trăiesc după voia lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, cred că fiecare dintre noi cunoaștem atâtea versete în care putem înțelege că oamenii, toți oamenii și toți care au vruit să-L slujească pe Dumnezeu, L-au slujit după voia lui Dumnezeu. Ne uităm în Sfânta Scriptură, Apostolul Pavel în cartea Efeseni, capitolul 6, versetul 6, îi sfătuiește pe rob, pe cei care slujeau altora, să slujească ca Domnului, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu. Auziți? Și atunci când îți faci munca la locul de muncă, să ți-o faci ca pentru Domnul, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu. Apoi, când te rogi, ne spune cuvântul Domnului de un slujitor din Colose, capitolul 4, versetul 12, cartea Coloseni, cu numele de Epafra, un rob, spune, era al lui Hristos și omul acesta spune că se ruga pentru frați și stăruia în ca să stăruie ei să rămână în voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este ca fiecare din noi să trăim în supunere de cuvântul Lui. Dumnezeu să ne ajute, să știți dumneavoastră, slujitorii pe care Dumnezeu îi dă, îi dă Dumnezeu prin voia Sa. Darurile care sunt, sunt toate date prin voia Sa. Puteți cini cuvântul Domnului în cartea 1 Tesaloniceni, capitolul 5, în versetul 18. Găsim cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 2, versetul 4. Și să știți dumneavoastră, dacă noi suntem răscumpărați și trăim
pentru că a fost voia lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune în 1 Ioan, capitolul 2, în versetul 12. Noi am fost răscumpărați pentru că a fost voia lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Spuneam la început de acest mesaj și am vrea să recapitulăm doar punctele foarte principale și cred că Dumnezeu este acela care ne poate călăuzi și ne poate face să înțelegem cât de important e să înțelegem de ce jertfa Domnului Iisus Hristos a fost mai mult decât plata pentru păcatul omenirii. Și spuneam că ea a fost pentru ca să fie rezultatul unui popor de urmaș, unui popor care să-L urmeze pe El. Și apoi, jertfa Domnului Iisus Hristos a fost mai mult decât plata pentru păcatul omenirii, pentru că ea a adus rod. Slăvit să fie numele Domnului. Și apoi, să nu uităm că jertfa Domnului Iisus Hristos a rezultat ca oamenii să trăiască după voia sa. Bunul Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni și să putem înțelege această profundă lucrare a lui Dumnezeu în viața noastră. Și atunci când ne vom apropia, când vom realiza jertfa Domnului Iisus Hristos, valoarea acestei jertfe, cu siguranță atunci când ne vom apropia de masa Domnului, vom ști că trebuie să ne apropiem în sfințenie. Domnul să ne ajute pe fiecare. Amin. Lui Dumnezeu pentru cuvântul Său din această. Spunea fratele Vasile că care ne pregătim felul nostru, așa cum credem noi de cuvință. M-aș bucura, m-am uitat prin sală și am văzut pe cei care s-au anul trecut. Macina, pe lângă că este prima din anul 2020, pentru că este prima din viața lor. Și mă rog ca Dumnezeu să le dea acea dragoste, acea râvnă de a sta la masa Domnului, de acea dorință de a sta la masă cu Domnul, să simtă în viața lor că ceva s-a schimbat. Că nu mai privești masa cu aceste 16 farfurii, o tavă cu pâine ruptă, frântă, nu o privești cu indiferență, ci te uiți altfel la ea. Și aș vrea să vă uitați altfel la ea, pentru că aceste două simboluri simbolizează trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Și El ne spune ca să facem lucrul acesta spre pomenirea Lui ori de câte ori avem ocazie. Și noi obișnuim o dată pe lună. Și Dumnezeu să ne ajute să o facem din toată inima noastră, știind că El a dorit mult să mănânce cu noi, știind că este aici, știind că stăm în prezența Lui și aș vrea ca El să ne binecuvinteze viețile noastre. Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare. Invit slujitorii care sunt în sală, frați ordinați, diacon sau prezbiteri, să vină în față și împreună aș vrea să facem această lucrare cu frică, cu tremur înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne învrednicească pe toți să facem lucrarea aceasta. Amin. Atât de frumos și acest cuvânt, aș vrea să te amintesc. Ne amintim și știm că au o greutate. Trebuie să facem atunci când venim. Pavel începe și spune cu versetul 23, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că-și Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care este voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea
ori de câte ori veți bea din ele, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta, veți din parul acesta vestit moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în timp nevrenic, va fi vinovat de trupul și sânge. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși, ca să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânta lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm, dacă ne-am judecat. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți, Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Amin. Aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu. Care să ne gândim dacă mai sunt lucruri în viața noastră. Să ne gândim dacă mai sunt momente în viața noastră. N-am putut ierta. N-am putut spune iartă. Vreau să ne facem o cercetare personală. Fiecare spune să ne cercetăm. Fiecare pe el însuși. Am datoria să mă cercetez pe mine. Domnul să ne dea putere. Iar în urmă, vreau să continuăm rugăciunea prin fratele Eugen, care se va cere binecuvântarea Domnului. Pâinea care ne stă în față și prin fratele Daniel, Balaș pentru rodul Viței și Domnul să lase binecuvântarea. Amin. Harul și pentru cănile lui chemărat și pe noi podul suferin prin pentru că cine ai avut putere, cine ai chemat la o mântuire, chemat la viața veșnică și îți slăvim numele tău. Îți mulțumim pentru că astăzi putem și noi să participăm, Doamne, putem din nou să ne aducem aminte tale, să ne aducem aminte, Doamne, Tată din ceruri, din rănile tale, să ne aducem aminte pentru că Tu ai murit în locul nostru,
Eu astăzi am viața și îți slăvesc. Doresc să binecuvintez, Tată din ceruri, biserică. Binecuvintează cu cercetarea Duhului Tău cel Sfânt. Binecuvintează, Doamne, Tată din ceruri, care ne stă înainte. Îți mulțumim pentru că și Tu o sfințești între aceasta. Pentru că și prin ea să putem să avem viață. Simbolizează trupul Tău, suferințele Tale, rănile, Doamne, care au fost săpate pe trupul Tău și îți slăvim numele Tău. Păi îți mulțumim pentru că și mâncând din trupul Tău avem viață, slăvit să-ți fie numele. Binecuvintează slujitorii casei Tale. Binecuvintează Tatăl din ceruri, întreaga asistență. Și mulțumim pentru că și Tu ești prezent. Lăudat să-ți fie numele. Amin. Putere de viață, Doamne. Această onoare să ne onorezi, onoarea de a sta la masă. Partea ta până vei veni, participând în mod efectiv, pând din acestele, cază trupul tău. Dai valoare acestui rod al viței, să dai valoare sângelui tău. Par, Doamne, cu moarte ai plătit, întreagă viața ta. Din momentul nașterii tale, Doamne, Tu ești Fiul Cerului, Fiul lui Dumnezeu. Și nu se cuvenea să te naști într-o iesle, Tu cel mai bogat dintre oameni. Nu se cuvenea să împrumuți o barcă ca să predici de ea. Nu se cuvenea, Doamne, să ai atâtea lucruri împrumutate, când noi avem luxuri și belșug, Tu să n-ai o pernă unde să-ți așezi capul. Dar toate aceste suferințe, de dragul nostru, Tu te-ai dezbrăcat și te-ai dezgolit de slava Ta, ca să duci pe mulți fii la slavă, Doamne. Pe noi, Biserica Elim, fii și fiicele Tale, ai coborât să ne duci la slavă. Ne-ai curățit cugetele noastre de faptele moarte prin sângele Tău cel Sfânt. În acest sânge care a curs pe Golgota, avem intrare slobodă la Tatăl într-un singur Duh. Și chiar sfârșitul vieții Tale, n-ai primit multă slavă de la oameni, Doamne, dar Ți-au pus o cunună de spini. Sângele Tău Ți-a curs șuroaie, ai fost biciuit, bătut și piroanele Ți-au străpuns mâinile și picioarele. Iar acum, în aceste momente, venim să comemorăm, participând efectiv la cina Domnului, să proclamăm moartea Ta până vei veni Tu. Te rugăm dacă în anul care a trecut au rămas sechele în viețile multor frați și surori, te rugăm să le dai putere de iertare, te rugăm să le dai eliberare. Te rugăm să-Ți pui mâna binecuvântată peste cei bolnavi și bolnavii să fie vindecați în numele Domnului Iisus, care este înălțat mai presus de orice nume. Tu stai în ceruri și privești înspre noi. Te rugăm să vindeci pe bolnavi, să eliberezi pe cei apăsați de dureri necurate, de anxietate, de atâtea boli, Doamne. Te rog să întorci în anul 2020 pe fiii risipitori, să întorci la Tine, Tată, să întorci în familiile lor, să aducă recunoștință față de părinți și față de cer, să fie un an al pocăinței, un an al biruinței și un an al îndurării, Doamne. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos și credem că Tu iubești Biserica Elim, o ai în vedere și vei lucra în continuare cu semne și minuni în acest an, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Dorim ca toți cei care s-au cercetat, care sunt în apă, nu sunt. Iar ceilalți vor ocupa locul, pâinea și rodul viței și
Iisus în locul meu pe cruce a murit și către un pierdut cum sunt eu s-a întors că-și m-a iubit și în locul meu și în locul tău bunica Domnul pentru toți venit să-i mulțumim. Soarele s-a întunecat, ascuns în raza sa, când Iisus stradă pe cruce, luptând el cu moartea. Așa să-i mulțumesc și în locul meu, și în locul tău, murita Domnul pentru toți, venit să-i mulțumim. Crucea din dealul iubirii, pe culmea lipsită de flori, se stinge făclia iubirii, privind spre albastrele zări. Pe plânge scutură florile gale și stelele toate se
Și a început să spele picioarele care era încins. La Simon Petru și Doamne, Tu să-mi speli. Trebuie răspuns și a zis, dar vei pricepe după aceea. Dată nu vei spăla picioare. Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. S-a scăldat, n-are trebuință să spăle. De tot. Dar nu toți. Căștea pe cel ce avea să... După ce le-a spălat picioarele și a luat, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce... Voi mă numiți învățătorul și domnul și ne ziceți că sunt. Dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altor. Pentru că eu v-am dat o pildă. Adevărat, adevărat vă spun, robul nu este mai mare decât domnul său, ci apostolul mai mare decât toată biserica, aș vrea să spun. Dragostea lui Dumnezeu. Harul și pacea Domnului.